Cu furcile ne duce și nu intră nimeni în biserica noastră. De îndată ce au auzit că preotul lor a fost mutat în altă parohie, noriașii de la Costești au lăsat tot și s-au adunat în fața protoieriei ca să protesteze. Cum 12 ani de zile? A fost bun, a muncit, toți noriașii l-a ajutat, slujbă, să ne spună motivul. Preotul pe care l-a părăt credincioșii slujește la Costești, acolo unde în 1930 biserica a ars în Vinerea Mare. Oamenii spun că lui datorează noul lăcaș de cult și că tocmai din acest motiv li se pare nedrept ceea ce se întâmplă. Credincioșii afirmă că preotul a suferit o criză atunci când a auzit că a fost despărțit de enoria și a ajuns în spital. A băgat la perfuzii de când a primit această decizie. Pleca la ora 3 noaptea, muncea cot la cot cu oamenii și pleca la 3 dimineața, era la slujbă, cu mâinile mâncate de beton și de toate. Parohia a fost greu încercată în 1930 când biserica a ars din temelii chiar în timpul deniei din Vinerea Mare. 118 oameni au murit atunci, dintre care majoritatea copii. Preotul Ene, pentru care plâng acum enoria, și-a ridicat noua biserică pe locul celei arse. Noi suntem educați de dânsul, prin multă dragoste, iubire și ne-a unit. În zidurile acelei biserici se află jertfa părintelui nostru, care este sângele după mânuțele dumnealui. Și noi vrem să știm dacă dânsul a greșit cu cineva, noi îl ajutăm în continuare, ceea ce nu credem că a greșit. Problema este că sunt probleme de sus venite. Noi vrem să vedem unde s-a greșit, pentru că este preotul nostru, sufletul nostru. Oamenii n-au reușit să stea de vorbă cu protopopul din Costești. Asta e casa dumitale sau asta nu e tot a populației, nu e tot orașului? Pentru ce se așa fără oamenii? De ce pe că vremea ta faci institutul în ordine? Doamne, nu ne ruga frumos, gata situația! Doamne, popa ta, nu lăsăm mai bine, te duci până tata aici! Enoriașii spun că nu vor renunța la proteste și că vor merge la București dacă preotul nu va fi lăsat să slujească în continuare la Costești vechi.